Și în oi, n-ai deci, are triunghiul în e? O aflăm. Da. Dar, după aceea, n-ul nu poate să fie văzut ca înălțime, nu? Nici vorba. Nu știm că o e mijloc. O, nu știm că e mijlocul ăla. Și erai dreptunghi, cum ți-o deci, nu, n-avem argumente. Dacă ne aduce triunghiul B, O, N. B, O, mă duc B, O. Nu, da, și ce vrei să afli? B, O știm cât e. B, O, o știm, da. B, N și pe asta putem să o aflăm. Așa. Până o putem afla. Așa. Și cred eu că... Bână de unde o putem afla? Bână o putem afla din triunghiul A, B, E. Bână e liniu mijlocie. Bână e mediană cu triunghiul A, B, E. Deci dacă tu te duci în triunghiul O, N, B, pe nâmpul pe ea fau, așa cum ai spus, da, din mediană între da, și vreau să o aflu pe un nu. Dar eu am o știu. Și atunci, N-O-B, asta, de cât e grad e? Unde e N-O-B? Da, N-O-B. Cred că am putea să aflăm de cât e grad e lucrul ăsta. Nu prea am bine să cred să o aflăm pe nouă B, că nu-i simplu. Nouă B, N-O-B. Pe acolo, N-O. Dă-i și dână sunt ale și ele, nu? Sunt egale, nu? Dă-i și dână, nu? D, D, E. Și dână. Și dână. De E și de N, nu sunt egale. Nu sunt egale? De N imediat în triunghiul de A, E. Aha. Și de N este că de A nu se poate să fie egale. E o catetă în triunghiul ăla de triunghiul. Deci, noi ce greutate, ce trebuie să aflăm acum? Pe O, Q. O, Q. Deci, O, Q cu cine ar fi egal? Cu din mâie tot, scap pe mâchiu și pe o, e, da? Da, și noi pe o, e, nu știm. Deci, restul știm tot. O, o, q, egal cu mâie, minus mâchiu, 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 și minus o, e. O, e. Știm, nu știm pe OE acum, nu? Da. OE. Așa. În triunghiul N-O-E. Știm doar pe N-E. Știm doar pe N-E și unghiul de aici e 30 de grade, da? Da. Așa. Să vedem. Da, mediana. Asta mă zic, mediana. Da, stai, nu, că nu o nu-i mediana. Dar dacă am zice că e mediană, noi așa credem, că e mediană, e la mijlocul. Că mediana într-un dreptunghi o putem afla? Da, e jumătate de pătrunță. Ar fi, nu, dacă ar fi, cum zici tu, ar fi 100 la 3, nu? Cât e kilo? Nu, da. Mărimea, dar hai să vedem ce argument avem pentru ca să vedem că N-O este exact cât să fie? 100 la N-O să fie... E o treime ar veni, știți? Nu, ar trebui să fie unul pe 2. Eu cred că e o treime acolo, știți? Q, O, Q și eu. M, Q cu Q, O și O, E, fie egale. Fie egale. Exact. Dar hai să vedem argumente precise ca să ne fie corect. Ar trebui ca O, N să fie 100 la egal între ei.
Ce părere aveți despre D, Q, Q, E? D, Q, Q, E. Sunt congruente. Deci D, Q, Q, E sunt congruente. Înseamnă cum unghiul ăsta de aici cât ăsta de aici. Da. Și sunt de trei delicate. Da. Da, sunt părere că unghiul e echilateral și mediana e și înălțime, da. Mediatoare și bisectoare. Și asta de aici, fiind egal cu Q, e... Da, o știm, o știm ca e de aici este o treime, nu? Da. Cât și asta. Înseamnă că două treimi sunt aici. Acolo, da. Q, e două treimi. Exact. Și cum am clar că O ar fi la mijloc, nu? Q, da. E. Aici e problema. Aici, da. Deci... O e la mijlocul... Dar O, M, o știm eu, profesor. O, M, e 300. O, M? E 300. Dacă toată latura e 600. O, 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 M, asta? Da. Da, e 300, sigur că e 300, da. 300 și o scădem pe MQ și gata. Deci din 300 scădem pe MQ. Și gata, așa am făcut-o pe MQ. Deci sigur că da, sigur că da. Deci MQ are dreptate. MO, MO ca mărime este jumătate din latură. Nu? Deci apoi ce? Apoi pe 2. Și 300 o M. Așa și face Mirna 6 pe 2 și egal cu 300. PMQ o știe, m-am aflat, uitați, 100 radical din 3. MQ este egal cu 100 radical, 100 radical din 3 și deci rezultă OQ. OQ egal cu 300. Dumnezeu. Egal cu M1 minus MQ. Egal cu M1 minus MQ. Și egal cu 300 minus 100 radical din 3 și este egal atunci cu 100 radical din 3 minus radical din 3. Da. Ăsta este cine? Da, și ochiul, care trebuia să-l aflăm. Și ei zic așa, arătați că distanța de la O la Q este mai mică decât 127. Distanța de la O la Q. Ai costul de 3 deci la O la Q e mai mică decât? 127. 127, echivalent. Să lucrăm cu paranteza aceea. Locuim pe ochiul. Așa. Echivalent, poate spune că 100 pe lângă 3 minus radical din 3 care înseamnă? Mai mic decât 127, nu? Da. Asta trebuie să arătăm. Ceea ce mă conduce spre 300, dacă îți fac aici paranteza, 300 minus 100 radical din 3, mai mic decât 127. De la 127 partea cealaltă, nu? Da. Și vine cât atunci? 300 minus 127 173. 173. Mai mic. Mai mic decât 100. Radical din 3. Și împărțim printr-o 100. Împărțim totul printr-o 100. Da. Și o dă 1,73. Mai mic decât radical din 3. 1,73. Mai mic decât radical din 3. 1,73. Mai mic decât radical din 3. Și în paranteză noi îți arătăm cu 1,73. Mai mic decât radical din 3. Mai mic decât 1,74. Așa. Și am asta. Prima inegalitate o am. Așa. Și mai mic decât o... Dar aproximat fiind radical din 3. 74. Pentru că în momentul în care faci radical, e 1,73 și mai urmează decimale. Și atunci exact. Aproximăm de decimala cu precizie de sutimi. Exact. Da? Și ne-am zis că sutimi. Și cu adică asta am arătat ce ne-a cerut autorul. Hai să vedem încă o dată, că am vorbit-o aici. Am vorbit-o că ne-am dus pe unghiul, ne-am dus fără să ținem cont cu o știm pe OM. OM. Și cu MQ, atâta trebuia. OM știută
și e distribuită, atunci Q, O egal cu diferență. Și am alergat aiurea încercându-i triunghiuri acolo. Ne-am cramponat de ideea că N-O ar fi mediană și nu-i. Deci nu-i mediană. Așa am gândit și nu-i exact. Da. Dacă era mediană, gândea și ea tot 10 radical din 3. Da, deci nu-i mediană. Și fiindcă nu-i mediană, nici nu reușim să arătăm. Nici nu mediană. Nu ieșeam. Un lucru care nu e adevărat, tu să vezi, să vezi că e adevărat, nu-l găsim. Și mai avem punctul ce la problema asta. Hai să mai insistăm un pic. Deci problema a fost banală, dacă vreți. Ne-am dus bătând câmpii în stânga și în dreapta. Deci, Q-O, trebuia să arătăm că Q-O e mai mic decât 127 metri, ceea ce însemna, în traducere, fructificând asta. Q-O aflată e 100 pe lângă 3 minus radical din 3 și ca să arătăm că e mai mic decât 127, am trecut la treabă și m-am dus la așa ceva. Corect. Odată aflat, am scris mai mică decât 127 și am ajuns la adevăr. Și am ajuns la adevăr, care era deja trecut în paranteză. Adică este echivalent cu așa ceva. Ori arăt că mai mică decât 127, ori ajung la radicalul 3. Deci, dăm ipoteza. Odată ne-am spus. Nu degeaba O era mijlocul, era... Sigur că da. Centrul pătratului. Și asta a rezolvat. Bun. Și ce? Demonstrați că măsura unghiului E, N, O, măsura unghiului E, N, O, este egală cu 4 și viza. E, N, O, măsura unghiului E, N, O. Adică nu o e mediană. E, N, O, egal cu 4. Nu, adică N, O e psicoare. O, egal cu 4 și viza. Ca să fie 45 grade, să demonstrăm. Pentru că adică nu e bisectoare. Și când demonstrăm că nu e bisectoare, poate fi teorema bisectoare. Adică Q, O, P, O, E, fie Q, O, P, O, E. Q, nu, pe, nu, E. Nu, nu, pe, nu, E. Bisectoarea împarte latura opusă în două segmente proporționale cu latura care formează unghiul. Și știm că Q, O, P, O, E. Q, O, am aflat. O, știm. Q, E, minus Q, O. Am zis că e 100. Q, nu știm, nu e, știm, am fost Q. Deci, e vorba de verificat, vorba mi se clar. Hai să zicem și mai. Q, O. Nu, nu, spunem așa. N, O. N, O. Bisectoare. Bisectoarea unghiului. Q-n-e. Dacă și numai dacă, conform că vrem să-i face, Q-o-p-o-e. 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 Ai interacord cu segmentul de trebuie. Q-o-p-o-e. Pe O, E. O, E. Așa, și Q, N, pe N, E. Egal cu Q, N, pe N, E. N, E, stai. Q, O, știm cât e. Am aflat la Q, O. Echivalent. Hai să facem ceva și ceva. Q, O, cât era? 100 pe lângă 3. 100 pe lângă 3. 100 pe lângă 3 minus radical din 3. Supra O, E, care e... O, E, nu știm. O, E, dar puteți să facem 100 radical din 3 minus 100 deci, pe lângă 3 minus radical din 3. Deci, O, E, hai să zicem, O, E, egal cu 300. Exact. Cât a fost mâine? Dar mai bine tot Q, E, o știm și pe Q, E, 200 radical din 3. Q, E, 200 radical din 3. Așa, da? Deci, Q, E, egal cu Q, E, minus 8. Și egal cu 8. Și egal cu 200 radical din 3. 200 radical din 3 minus 100 pe lângă 3 minus radical din 3. 3 minus radical din 3. 100. 100, da. Am început. Da, 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 da.
100 pe lângă 2 ai calii 3. Deci 100 scoatem în față în formă. 2 ai calii 3 plus 3 calii 3. Minus 3 plus radicalii 3 minus 1. Da, 100 pe lângă 3 radicalii 3 minus 3. Și egal cu 300 pe lângă radicalii 3 minus 1. 3 radicalii 3 minus 1. Și așa. Scoatem un 3 pe luna. Da, și egal cu 300 pe lângă 3 radicalii 3 minus 1. 300 pe lângă radical din 3 minus 1. Deci l-am aflat de O, E. Da, și avem așa, mă pune sus acolo. Avem 300, 300 pe lângă radical din 3 minus 1 egal cu O, N. O, N, o știm? O, Q, N. A, Q, N. Pe Q, N, da. Q, N, cât am zis că e? Q, N, 100 radical din 3. 100 radical din 3. 100 radical din 3, supra. Și nu, e 300. Nu. A, e 600, deci nu e 300. A, da. E A de 3, 600, nu e 300. Da. Supra 300. Mai simplificăm pe acolo. Pentru 100. Da, acolo. 3. Ia să punem ce dăm. 3 minus radical din 3, supra radical din 3 minus 3. 3 minus radical din 3. Supra 3. 3 pe lângă. Pe lângă radical din 3 minus 3. 3 urmă, da. Da, da. Radical din 3 minus 1. Da. Radical din 3 pe 3. Da. Radical din 3 pe 3. Și avem așa. Amplificăm prima parte. Pentru un 3, pentru la. Uite, pentru un 3 împărțim în armitor. Da, și amplificăm prima parte radical din 3 plus 1. Și vine 3 pe, minus radical din 3 pe lângă. Radical din 3 plus 1. Ba, egal cu radical din 3 plus 1. Mijloc. Exact. Adică ăștia mulți, egal cu ăștia mulți. Deci vine. Și vine 3 radical din 3 ori 1. Bine, egal. Egal cu? Radical din 3 pe lângă. Radical din 3 plus 1. Și egal, vine 3 minus 1 egal cu 3 minus 1. 3 minus radical din 3 egal cu 3 minus 1 egal cu 3. Nu știu, adică din 3. Și e adevărat, înseamnă că e bisecat. Deci, adevărat, am arătat. Că e nouă, e bisecat. E nouă. E bisecatoarea unghiului Q, nu E. Deci aici n-ar fi fost probleme, adică la, dacă la calculul greșea. Bă, dar ar fi, deci nu știu cum de n-am PQ. E la acolo bine, s-a întâmplat, nu că n-am fi putut să facă. Da, era un fost banal, dar totuși. Știi, da. Miruna, merita, dacă aș fi fost în locul vostru, nu așa de obosit, nu sunt de acum, aș fi făcut așa. Tu, voi sunteți mâine la lucrare și voi toți cei care ne priviți, în clipa în care n-ai observat, nu stai mai mult de 5 minute la punctul ăsta. Right. Pentru că tu spui, stai o secundă, mă întorc după aceea. Trec la punctul următor. Dar vezi că ai și un ghinion. Nu poți afla că N, O, E bisectoare, pentru că nu știi. Mă dirau trec la următoarea problemă. Da? Sesizez că Q-O ți-ar trebui pentru ca să arăți că e bisectoare, altă variantă mai decât teorema bisectoare. O las un pic. O las un pic problema. Te duci și la problema următoare. Da. Și vezi acolo ce ai de făcut. Și dacă acolo ai priză la toate, e foarte bine. Dacă încă nu ai acolo, lași acolo și întorci la asta. Așa va. Deci se joacă de colo-colo. Nu rămâi acolo cantonat. Și mai ales încerci să umble la inurea și să da. Faci unghiurile acelea din corp și ce. Sigur, tot timpul am alergat în timpul raționamentului, urmărindu-l pe voi, eu nu făceam prea mare efort, am alergat pe N-O, că ne bănuiam noi că ar fi median între unghiuri UMN. Da, și asta nu a fost adevărat. Deci, practic, totul era ca o himeră, urmărești ceva, cauți ceea ce nu există. Exact. Da? Da? Deci, ori era banală, nu? Că Q-O este M-O minus M-Q. Exact. Dar nu contează, dar ați fi văzut și voi, sunt sigură până.
Da, și te plus mai avem o problemă. Profesorul 4 mai obosită. Da. Sigur, vreau neapărat. Vedeți ce să facem, domnul profesor? Să începem cu trăinul? Că vedeți, ajungem la sfârșit și să obosiți și nu mai urmăresc. Da, da. Să începem cu subiectul trăinul și după aceea, vedeți, să lăsăm cei mai ușor la... La sfârșit, acel sfârșit la realități. Exact. Că ne obosim cu toții și lăsăm cei mai important, știți? Am mai păcit un protest. Exact. Eu am făcut acasă cu mine problema aia, l-am lăsat loc. Dar pentru prietenii noștri, exact. Pentru totul la bun sfârșit. Și de aceea, fix, să începem cu subiectul. Așa cum facem la toate testele. Subiectul 3, subiectul 1. Da. 2 și subiectul 1. Nu o să fiu superi, pentru că... Și important... 1 dacă nu mai lăsăm, că acolo e banalitate. Exact. Acolo imediat, pentru oricât am fi de obosit, știi? Toți cei care... mă rog, nu vor face pe unul, nu prea ce au căutat. Nu prea, exact. Nu prea au ce căuta la... Clasa 8. Să rămâne rămâna mea. Da. Și va doua problemă și ultima, din subiectul 3. În figura numărul 3 se reprezentată piramida patrulateră regulată V, A, B, C, D. Deci în ipoteză. Baza în portul ăsta. În ipoteză. V, A, B, C, D. Piramida patrulateră regulată. Patrulateră. Regulată. Regulată. Cu toate mulțimile, de lungime 4 radical din 2. Deci V, A, egal cu V, D, egal cu V, C, egal cu V, D, egal cu 4 radical din 2. Și egal cu toate mulțimile și la bază. 4 radical din 2. Toate mulțimile, da? Da, 4 radical din 2. Deci la bază, copii, da? Nu mai mulțimile laterale. Dar văzut toate mulțimile, da. Nu sunt mulțimile laterale, ci toate mulțimile. Piramide. Punctele P, M și N sunt mijloacele mulțimilor. Deci P a lui VD. Mijloc a lui? VD. VD. Deci P aparține lui VD. Așa încât P, V. V, P. Da. Egal cu V, D. După aceea M a lui AB. M aparține lui AB. Așa. Așa încât am egal cu M. Am egal cu M. Și N a lui AD. N aparține lui AD. Așa am zis. A. Nu. A, N. Egal cu N, D. Egal cu N, D. Iar mijlocul segmentului M, B este Q. Adică Q aparține lui M, B. Q aparține lui M, B. Așa încât MQ egal cu QP. Da. Bun. Asta e ipoteza. Concluzia. A. Determinat lungimea înălțimii piramidei. Înălțimea piramidei. E VO. VO egal cu QP. VO egal să se întreba. Bine. Demonstrați că dreapta PA este paralelă cu planul MNP. M, N, B. B, 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 B. Plan. Plan. Da. Și la ce? Demonstrați că dreapta OQ este perpendiculară pe planul M, N, B. M, N, B. Facem o piramidă cu bază în pătrat. Da. Și acum facem în spațiu mai. Da. Pătrat. Deci, să zicem așa și... A, B, C, D, intersecția diagonalelor în O, o. Merita să luăm aproape rom, nu? Așa ca să fie mai aproape de adevăr. Pentru că vorbim de faptul că e baza un pătrat, da? Da. Deci, și să nu mai duceți diagonalele, domnul Văzut, adică așa ai, că sunt care cum îl figura. Am înțeles. Și din punctul
dacă deci în primul sfert de re, și A, B, C, D. Nu se vede. V, D, V, A, se vede. V, A, se vede. V, C și V, D. Bun. Asta. Nu se vede. Și? V este mijlocul lui A, V, D. V, D, aici este P, O. M este mijlocul lui AB. Lui AB. Și nu este mijlocul lui AD. A lui AD. Da. Așa. Iar îl lovim pe M cu P. M cu P. Și Q este mijlocul acestui segment. Și lui pe DG. Q, mijlocul lui pe M, nu? Da. Și avem un ritm, mân bună, domnul profesor, punctat. Da. Mân bună, punctat. P bună, punctat. P bună, mân bună. P bună. Mân bună. Mân bună, tot punctat. Da, da. Da. P cu mă, tot punctat. P cu mă. Mă. Da. O cu Q, tot punctat. O cu Q. Deci tot punctat. Mă înțelepiți o parte cealaltă ca să vă se vadă. Aici, da. Așa. Q aici și da. O cu Q în parte. Și aici. Acum. Ce urmă? Acum la A. Trebuie să arătăm că pe să găsim pe V-O. V-O. Unim doar M cu M și D cu O. Așa e figura, nu? Uite, unim M cu N, P cu N. P cu N. P cu M. Deci acolo se face triunghiul B, N, M. Da. O să fac. Mai ceva? Și mai avem O cu Q. O cu Q. Și da. Q este și el la mijlocul lui pământ. Și îl pe dege. Și îl pe dege, da? Q la mijlocul lui pământ. Pe dege și l-am văzut un pic mai jos, da? Da. Deci A. Q e pe pământ. Q e pe pământ. Este la mijlocul lui pământ. Aici este Q, Mirona, da? Mai jos. Așa. Așa. A, e bine. Așa, să vedem acum cum propuneți să aflăm pe V-O. Pe V-O. Înălțimea. Pe V-O. V-O. Păi, ca să fie V-O, să fie înălțimea. Întreunghiul V-O-C-ă-l aș lua. Întreunghiul V-O-C-ă. A. Dar mai întâi trebuie să demonstrăm că V-O e înălțime, nu? Trebuie să ne propunem, da, să arăte cu V-O este înălțime, unde O este intersecția diagonală, da? Da. Cum? Păi, într-un V-O V-O-C, V-C e 4 la egal din 2, O-C e 2 la egal din 2, nu. Bă, da, O-C e 2 la egal din 2, nu? Da. Nu. Avem așa, într-unghiul VOC, avem VC 4 egal de 2, OC e AC pe 2, în teorema, într-unghiul ABC și aflăm AC. Irina, hai să arătăm că VO e perpendicular pe planul ABCD. Da? Și ca să fii perpendicular... VOC trebuie să fii dreptunghic. VO trebuie să fii perpendicular pe două drepte în plan. VOC și VOC. Pe VOC. Și VOC. Adică pe AC și BD. Pe AC. Asta trebuie să mergem. Pe AC și pe BD. Că acolo noi știm că sunt diagonalele, că s-au numit în O. Și ca să demonstrăm că exact trebuie să demonstrăm că triunghiul VOC e neptunic și triunghiul VOB e neptunic. Dar de ce nu ne aducem mai triunghiul VAC? Asta e. VAC. Triunghiul care este isoscel, pentru că VA e cât VC. Dar și O e... O e în locul AC. Da. Dar nu trebuie să fie V-O-C. V-O-C. De când se duce în metric să muncim, avem totul la îndemână. Corect. Și de altă parte, triunghiul V, D, B. La fel. Analog. Da. Triunghiul V, D, B, isoscel. O fiind la intersecția diagonală, V, O, hipercrea și pe D, B. Corect. V-O pentru astea două drepte concurente din plan. V-O pentru plan pe
Dar nu la BCD, V este înălțime. Deci asta... Trebuie să calculăm numeric. O facem numeric, e foarte simplu, nu? Da. După ce am arătat, că aici a fost esențial. După ce am arătat că e înălțime. După ce am arătat că înălțime, o calculăm. O calculăm. Și cât este? Ca să facem problema. Calculăm repede cât e AC. Deci, OC, AC știm, că este el radical din 2. Da, calculăm repede. Adică știm că latura e 4 radical din 2. L radical din 2, adică... AC e 8, OC e 4. AC e 8. AC e 8, OC e 4. OC este 4, da? OC 4. A, în teorema, în Pitagora, în triunghiul VOC. VC o știu, cât da. E 4 radical din 2. Da, deci VO, Pitagora radical din VC pătrat minus... 16 OC pătrat, da. Și egal cu radical din VC... 16 ori 2 minus 16. E 4 ori 2 la 2. 16 ori 2. 16 ori 2. Minus 16. Și egal 16. Și egal cu radical din 16 și egal cu 4. 4. Egal cu radical din 16 și egal cu 4. Așa. 16 ori 2 minus 16, 16 se face tot și vine 16 și face 4. Acum avem VA. Bun. Hai să vedem. VA. Deci V, O, C e isoscel. E dreptunghic isoscel. V, O, V, O, mi-a dat 4 și O, C e tot 4. O, C, tot 4. Dreptunghic isoscel? Nu, sigur. Nu. Da. Bine. Bine. Vreau V, A, paralel cu M, N, P. Cu planul. V, A. A, pe normal. Să arătăm pe paralel cu planul V, N, P. Între unghiul V, D, A, P, nu e linie mijlocie și restul cu P, nu e paralel cu V, A. Nu? Da, deci între unghiul A, D. Deci între unghiul V, D, A, P era la mijlocul lui V, D, N e la mijlocul lui D, A. Deci până între unghiul V, D, A este linie mijlocie. Asta înseamnă că până... E paralel cu VA. E paralel cu VA. Bun. Și dacă avem... Că o dreaptă... Evident că VA e paralel cu plan. Da, deci o dreaptă e paralel cu o dreaptă dintr-un plan. E paralel cu paralel cu plan. Și mai avem, și mai avem. Da? Deci dacă o dreaptă e paralel cu o dreaptă dintr-un plan, ea e paralel cu tot planul acela. Deci nu înțeapă planul respectiv, nu? Da. Da. Bun. Și mai avem cu OQ. Și mai avem OQ. OQ. OQ pe MMP. E perpendicular. OQ pe perpendicular pe MMP. Păi tot pe planul ăsta, pe MNB. Da. Între unghiul MNB. MNB, da. Da. Ca să fie OQ, mă gândesc ca să fie OQ perpendicular pe QP. Ar trebui ca triunghiul MOQ să fie isoscel. Pe triunghiul pe? QP. Ca OQ să fie pe QP, ar trebui ca cu MQ, congruent cu QP, ca să arătăm cu OQ perpendicular pe PQ, ar trebui să arătăm că triunghiul MOP e isoscel. MOP e isoscel. MOP e isoscel. Isoscel. Ce părere AD? Păi îl calculăm. Ideea pe care o ai tu, Miruna, este asta, ca să poți arăta că... Mai trebuie încă o dreaptă, dar mai întâi una. Începem ușor. Dar tu ce arăți acum cu o linie perpendiculară pe până? Vreau să arăt că triunghiul MOP e isoscel. Adică nu o să fii congruent cu OP, pentru că acum e congruent cu OP, OQ e pe QP, e înălțime, OQ. Bun, îți fixezi obiectivul ăsta. Da. În final va trebui să arăți că OQ e perpendiculară pe două drepte congruente din MNP. MNP, da? Da, OM. Între unghiul A, O, B, O, M e mediană. Între unghiul? Între unghiul A, O, B. O, M e mediană într-un dreptunghic. A, O, B, triunghi este dreptunghic, iar O, M e mediană. Deci, că O, M e AB pe 2. Adică O, M e 2 radical din 2.
OM e jumătate din AB. Da. AB e la 4 radical din 2, nu? Da. Atunci OM este 2 radical din 2. Pe P ori prindem triunghi, să ne triunghi. Aici e problema. Pe P O, în ce triunghi să-l prindem? În... O, nu uita că P e mijlocul lui... lui V, D, parcă nu? P O. Aha, a, triunghiul D, O, V. În triunghiul D, O, V. În triunghiul D, O, V. Avem O... E mijlocul lui V, D. Mijlocul lui V, da? Și ar trebui să dăm P e mijlocul V, D. Așa. Și poți să afli pe cine? Vreau să te arăt pe OB, vreau să... OB, care este un median acolo, nu? Da. Triunghiul V... V, O, D, e dreptunghic. Unde este dreptunghic? În O. O, corect. Am demonstrat. Deci atunci... V, O am aflat-o că e 4. V, O am aflat că e 4. V, D, O știm. Tot V, O, da. V, D, O știm. Dar O, D, O știu. O, după pe o știu. Că vă dă, știu, Miruna. Da, da, și noi vrem să aflăm. Că e jumătate din diagonala aia. Dacă diagonala este 8, o dă e 4. Da, noi vrem să aflăm pe O. Deci, în triunghiul P de O ne ducem. Din triunghiul mare de O, V, ne-am dus în triunghiul de O, P. Așa. Deci, în triunghiul V de O. Da. Ai pe pedicul, e... OP, OP, e mediană, da? Da. Și mediană adusă din unghiul drept, în V de O... E jumătate din ipotenuză. E jumătate din ipotenuză. Deci OP e 2 radical din 2. Adică din V de... Da, și 2 radical din 2. V de E egal, uitați acolo că am scris. V de E egal cu AB și egal cu 4 radical din 2. Deci OP ăsta e cu 2 radical din 2. Deci avem că V... este egal cu VD pe 2, nu? Da. VD supra 2. Și egal cu 2 radical din 2. Și egal cu 2 radical din 2. Rezultă că triunghiul MOP e... Dar MO, cât am aflat? MO am zis că e radical din 2. MO este 2 radical din 2. Da. Asta înseamnă cele două, că MOP VP e egal cu MO. Și rezultă că MOP e sus cer. Triunghiul MOP MOP e sus cer. Are paralele. Dar acolo nu VP. Haideți să scriem. Și egal cu OP să scriem acolo, știți? VP e egal cu OP. Sus, acolo. VP e egal cu VD pe 2 și egal cu OP. Și egal cu OP. Și acolo de VP să scriem OP. VP? Mai jos. Jos acolo. Da? Așa. OP. De asta am OP e sus cer. Așa. OP e egal cu M. Și rezultă cu OQ. OP e egal cu OM și egal cu, m-am spus, cu 2 radicale 2. Și atunci rezultă că... Cum Q e la mijloc, adăugăm. Cum Q, adică PQ e egal cu... Mijlocul PM. PQ egal cu Q. M. Ai plecat și ai spus, da, cum Q e mijlocului pe mână, iată, fructifici și acest lucru, ce bine ar fi să fie triunghiul P, O, E, să fie un triunghi isoscel. Mi-ar conveni asta și atunci aș avea într-un triunghi isoscel, e median. Și reușește să arată că e
e triunghi isoscel, pentru pe o și pe o le află, și pe o, o Q atunci este inulție, o Q perpendiculară pe o lată. Și acum ne mai trebuie încă o lată. Să vedem o Q pe cine mai poate fi perpendiculară. Zic să luăm dreapta NM sau dreapta NM într-un triunghi. Uite, ce... Adi, hai să începem o chestie. Noi așa, dacă ne gândim în minte. Noi am arătat mai devreme că V e paralelă cu planul. Da. Și am arătat că e paralelă cu PN. Cu da. Și dacă am arătat, zic și eu, că Q, OQ e perpendiculară pe VA, da? Mm-hmm. Atunci ar fi perpendiculară și pe paralela la VA. Deci ar fi perpendiculară pe PN, PN. Și PN fiind o dreaptă în planul respectiv, are și da, problema. Exact. Întrebarea este cum arătăm că o Q perpendiculară pe VA. Ducem o Q perpendiculară pe planul VA C. O Q pe VA D. A, V, A, C. Da, și avem o Q perpendiculară. Nu ne-aș spune direct pe VA D. Pentru că nu trebuie să demonstrăm asta. Deci, ce a propus tu, Mirena? Am zis că V, A, C. Pe planul O, Q, pe V, A, C. V, A, C, O, Q. Pe V, A, C. Știm deja că Q, O, e pe AC. Q, O, este pe A. Ce? Ce? De ce Q? Pentru că e... O, D este pe AC. O, D este pe AC. Deci, O, D este așa, pe AC. Înseamnă că OQ nu are cum să fie pe AC, nu? OQ pe AC... Păi, OQ... OQ pe AC... Nu prea este, pentru că VC este pe AC. Exact. O să luăm OQ perpendicular pe VAD. Deci OQ pe VAD. Pe VAD. OQ, dacă ar fi perpendicular pe VAD. E aceeași problemă. Deci OQ perpendicular pe VAD. Domn profesor, zim. Între unghiul OQV. OQV. V. OQV. Dacă demonstrăm că el e dreptunghi. OQ. Da, OQV e dreptunghi. Nu, OQV era dreptunghi. OQV nu prea îmi dau seama. De ce să fie dreptunghic? Trebuie ca să-l aflăm pe OQ, că e perpendiculară pe BA, să trecem într-un plan în care să fie BA deja acolo. Deci, încă o dată, am arătat că OQ e perpendiculară pe PM, da? OQ pe PM. OQ pe PM, lucrul l-am dovedit. Da. Dacă acum, M nu face parte din planul MNB? Ba da, face pe MNB. Tocmai am arătat o dreaptă din planul MNB. Și mai trebuie încă o dreaptă din planul MNB. Nu neapărat. Dacă nu putem pe PN, îmi spuneam să găsim... Pe DB. DB. Adică OQ suntem să fie perpendiculară pe DB. Da. DB fiind paralel cu mână.
Și atunci ar însemna cu ori Q. Q O D să fie dreptunghiul. Deci, încă o dată, Miruna, Q D O O Q perpendicular pe mână și dacă O Q ar fi perpendicular pe D B, da? Da. Atunci D B cu paralel pe cu mână, înseamnă că O Q e perpendicular și pe asta. Și parcă mai ușor pe așa, asta e, că puteți să demonstrăm că Q O D e de 90. A arăta că D, B e perpendicular pe Q, O, e de parcă aș arăta, deci arăta că Q, O e pe D, B, e de parcă D, B e perpendiculară pe Q, O, nu? Da. Deci D, B perpendiculară pe... Dar D, B ce este? Este o diagonală. De când trece obligatoriu? De prima. Prima. Și cum... De ochi, eu ar trebui să arătăm că e, că e de 90. D, ochi, O, Q. Hai să mai facem doar figura. Nu mai facem încă la figura. Deci Q, O, perpendicular pe D, B. QO pe DB. În ce trebuie să mă duc eu ca să arăt perpendicular pe DB? În triunghiul PMK. PMK. PMK, dacă m-aș duce, sau PMO. Deci, PMO, da. Deci în triunghiul PMO, da. Am arătat că o, că OQ e pe PQ. OQ e pe PM. Pe PM am arătat. Da, și pe PQ, că aceeași. Și pe PQ ne duce pe toată, PM, da? OQ. Da. Și cum arătăm că OQ e perpendicular și pe DB? OQ pe DB. Păi ar trebui să arătăm QOD e dreptunghi. QOD. Deci QOD. D. Să fie dreptunghi. E dreptunghi. Îl știm pe OD care e 4. OD o știm. E 4. Pe D, O, pe D, Q am putea să aflăm? Mă gândeam acum la O, Q, dar... O, Q putem să aflăm. Sigur că am aflat, o aflăm, dar median în triunghiul acela de trebuie. Eu întreabă. Așa. Deci, D, O, D, Q cum o aflăm? D, Q. Ne ducem în triunghiul P, Q, D. P, Q, D. D. P, Q, D. D. Care e dreptunghic în Q. Că tocmai am arătat. Că O, Q e perpendicular pe M, P. O, Q e perpendicular pe M, P. Deci O, Q e perpendicular pe P, Q. Da. Da. Și noi am scris ce între unghiul O, D, P, nu? O, O. Q, D, P. Q, D, P, da. Și îl știm pe QP. QP o știm. O aflăm, adică. Da, o aflăm. Aflăm. Pe DD o știm. O știm. Și aflăm pe QD. Și aflăm pe QD. Și de aici ce? Iese DQ. Deci este DQ. Iese DQ. Îl știm și pe DB. Îl știm și pe QB și o vedem dacă e teorema cu tabla, dacă iese. Verificăm pe tabura pentru ca să fie QOQ. QO să fie perpendicular pe DB, nu? Da. Așa. Haideți să scriem asta. Deci, în triunghiul, hai să mergem. În triunghiul PQD. Avem PQ. QD.
PM undeva, undeva Plato. PM. PM. Q. PM. Și PM. PM numai dacă găsim triunghiul. A, nu, dar MP nu e paralel cu AV. Cu cine? Cu AV. Cu A. E în mijlocie. AV. Mă pără de aici mijlocie, că e jumătate. Atenție, pui la mijlocul lui V, D. Da, și la mijlocul AB. La mijlocul AB, deci nu, cum să fie PM, din mijlocie în centru, nu, nu apare triunghiul. Da, așa e, dar nu știu să arăt pe Q altcumva, cum mă dați în spune? Uite, pe Q. În triunghiul P, D, M. Da. Putem să-l știm pe, îl putem afla pe DM. Da. Pe P, D îl știu. Da. Triunghiul nu este dreptunghic P, D, M. Deci nu este dreptunghic. Pe M. Am și o idee ca să terminăm de azi. Da. Trebuie să ne ducem într-o intersecție de plane, că altfel nu ne iese problema. Mă gândesc la un mijloc pe aici. Exact. Să luăm, no? Ies în mijlocul VB. Lui? VB. VB. Da. Deci, neapărat, trebuie ceva altfel, un punct care să-l scoate. Exact. Și atunci, PS este paralelul mână. Iată, B-ul la mijlocul lui VD. Da. S-ul la mijlocul lui VB. Da. Și PS paralelul mână. E paralelă cu mână. Să aparține a planului mână P, deci... Păi să-i paralelă mai întâi cu DB. Da, și da, cu mână. Cu rămâși, trebuie să paralele și congruente. Da, și paralelogram, PS-mână. PS-mână este paralelogram. Știm paralelogram. Un om e egal cu om, egal cu OS, egal cu ONĂ, egal cu 2 rectal din 2, cam aflat. OP. OP. Egal cu om. OP. Dacă omul e mijloc, așa. Omul egal cu OS, egal cu ONĂ și egal cu 2 rectal din 2. Asta am demonstrat. Așa, așa este. Deci OP egal cu OM, egal cu OS, OS și egal cu OP, OP, OM, ONĂ, OM, ONĂ, mai trebuie să spuneți. Și egal cu OM, ca să fie două OP. O, da. Da, și egal cu 2 rectal din 2, am demonstrat. Și am demonstrat și rezultă că și Q, O, Q e perpendicular pe P, M. O, Q, O, Q e perpendicular pe P, M. Pe P, deci, M. Și noi tocmai ce am demonstrat și noi, uite acolo, O, P, a, uite, ați scris dumneavoastră, domnul profesor. Da, 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 uite. Da, 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 da. Și tot O, Q e perpendicular și pe N, S. Ochiul perpendicular pe N, S. A, că sunt diagonale. Că sunt diagonale în paralelogramul acela. Chiar e dreptunghi. E chiar dreptunghi, aici aici paralelogramul. Să vedem acum paralelogramul este, pentru că asta e paralel cu asta obrete. Da. Neavând, n-am stabilit că e dreptunghi. N-am stabilit că e paralelogram. Deci ochiul e pe N, S. O, Q, de ce este pe NS? Da. Păi, pe cine am arătat? Am arătat că e pe PM. PM. Păi, O, Q, e perpendiculară pe o diagonală a paralelogramului acela, nu? Da. De ce? Păi n-am arătat noi cu O, Q. O, Q e pe PM, da, am arătat. O, Q pe PM. Da. Și într-un paralelogram. Sunt și egale. Sunt egale. O, B, O, N, O, B. Deci, O, S. Deci, acolo e O. Asta este O. Și noi am arătat că am arătat pe perpendicularitatea pe cine? Pe Q de aici. Q, O. Q, O. Hai să spunem M, N, M. Deci, să spunem M, N, P, S. P, S, S. Da. Noi am arătat că O, Q pe PM. O, Q, pe PM. O, Q. Unde e Q? E în coace, la două profesori. Așa, perpendicular. Da. Q
Q-O, perpendicular pe P-M. Și de aici... Aici ai mediană, vreau să zic. Da, și... Că O, M, O, N, O, P, O, S sunt egale. Da. Sunt egale din lui. Toate. Deci O, M, O, N, O, P, O, S, dacă sunt toate egale... Sunt toate egale, doar egale din lui. Și atunci înseamnă că figura asta este dreptunghi. Chiar dreptunghi. Exact. Diagonalele, toate sunt egale, sunt jumătăți. Numai în dreptunghi. Numai în dreptunghi. Deci aici concluzia este că figura asta... Nu-i paralelă, ar fi deci, dreptunghi. Trebuia să gândim așa, da? Și atunci, dacă ochiul e perpendicular, da, fiind dreptunghi, ochiul perpendicular pe una, pe o diagonală, da, ea este perpendicular și pe cealaltă diagonală, nu? Da. Deci, înseamnă că e perpendicular și pe cine? Pe nsă. Pe nsă. Și atunci ai perpendicular pe planul. Și deci e perpendicular pe planul care? Până, mă... Și S, l-am adus. L-am adus pe S. S ne face serviciu, pentru că creează secțiunea asta, care este a acestui patogram, care e, de fapt, un dreptunghi. Care e dreptunghi. Din cauza că s-au arătat că toate de aceste de la O sunt egale toate. Da? Exact. Și noi mai vedeam acolo, din că încă dar în figură, domnule. Da. De-aia da, 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 dar se vedea. În concluzie, puteți să ne imaginăm o piramidă cu vârful nouă. Deci o piramidă cu vârful nouă. O nouă piramidă și ziceți o nouă piramidă, așa, cu baza dreptunghiul până în S. Și fiindcă avem Q, M, cu Q, N, cu Q, P, cu Q, S, care, îndată, O, Q, e perpendicular pe care. Pe tot plan. Pe tot plan. Totuși puteam să-l calculăm? Dacă puteam să-l calculăm, pe M, M, P. Ca să, dacă mai îl calculăm te gândești la soluția ta. Dacă mai calculăm pe M, P, mergea. Da. Probabil găsim soluția asta. Dar mi se pare... mai inteligent, dar rămân. Ideea asta, așa, mai întâlnit și alte probleme. Exact. În condițiile în care nu reușești pe planul MNB, care nu se vede foarte bine, mai aduce un punct. Trebuie să mai aduce un punct, o dreaptă, ceva, un punct, iar punctul acela spectaculos este... Îți face serviciu, domnul profesor, era intersecția diagonală după aceea și se intersectează da, cu un însu ăla. Deci e perfect de problemă. Cu un însu ăla, se intersectează și... Deci, în condițiile acestea, problema se rezolvă foarte rapid, pentru că până arătăm că chiar dreptunghi. Exact. Și în dreptunghiul acela în care avem că O, nu, Q, S, cu Q, P, cu Q, M, cu Q, N, sunt egale, finalul este că figura este în dreptunghi și dacă toate sunt egale, triunghiurile acelea care se formează sunt congruente, ai... Corect. Așa, și cateta asta, și obligă să fie perpendiculare. Deci asta e. E o piramidă văzută cu vârful nou. Exact. Și cu baza exact. Asta a fost. Da. Deci, notați ca observație, aici ca soluție, ideea de a fie ies mijlocul lui BB. Da? Mm-hmm. Și atunci planul NMP celor trei puncte taie pe VB în ies. Asta trebuie să le ducem. Exact. Deci planul până în taie pe VB în punctul S. Și cum putem arăta? Tocmai PS e paralel cu DB. Și cu mână. Și cu mână. Și egal. Paralelismul și egal înseamnă că de fapt S-ul acela e punctul căutat. Exact. Deci altfel, puteam să ne punem noi așa în problema. Ce ne facem? Oare VB, planul N, M, P, dus. Pe unde taie pe VB? O să mai facem probleme și astea. Yes. Ca să vedem cum apare acest punct care îi face servici foarte bun. Corect. Și din clipa în care descoperim că taie în S, S neapărat la mijloc va fi, de dăm așa cum e P la mijlocul VD, și S va fi la mijloc și atunci figura care apare e dreptunghi și totul merge foarte, foarte bine. Să facem sintetul, profesor. Rămâne clar, da, o propunere care s-a făcut.
ajutor, să încep întotdeauna cu punctul 4. Da, începem cu punctul 3 astea, da, mai difuz. Punctul 3, da. Și lăsăm subiectul 1, parcă și fi mai ușor și... Sigur că da. Suntem mai proaspeți, exact, și altfel în reacționă. Facem repede sinteză, ha? Și aș vrea să te uiți pe subiecte. Acum, aici, da, și vă zic. Sinteza 1. Sinteza 1. Am făcut așa, am rezultatul calculului de număr egal. Sinteza 1. La subiectul 1 este unul nu prea... Da, avem intervale, mulțumim, unghiul de pe care diagonalul unui romb și măsura mare. Deci, acele care îți dau răspunsuri foarte rapide, nu prezintă așa mai interesant. Nu scrie, ce am bun. La 2, la subiectul 2 am avut așa. Pe foaie de examen de senat sunt paralelepipede. Deci, paralelepipede. Da. După aceea am avut, într-o clasă sunt 25 de elevi, numărul băieților reprezintă 44%. Procente. Procente. Ecuații, nu că doar fără ecuații nu puteam să rezolvăm aici. Ecuații. Așa, faceam biciclita la tot într-a zi, 3 zile. Aici iar am avut probleme, cum se numesc astea, probleme? Care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. De problemele pus în ecuații. Da. Nu? Probleme. De pus în ecuație, adică traduce pentru relație, pentru ecuație. După aceea, la 4, am avut secvențele numerele reale. A egal cu 1 supra radical din 2 minus 1. Operații cu numere reale. Da. După aceea, am avut expresia e de x egal cu... Formule de calcul prescurtată, nu? Formule de calcul prescurtat și am arătat în pătrat în text. Formule de calcul prescurtat. Și pătrate perfecte. Da. Pe aceea, la subiectul numărul 3, a fost această problemă cu prima, că a fost cea cu parcul, cu pătratul, drum echilateral. Pătrat. Drum echilateral. Triunghi. Echilateral. Ne-am arătat mai acolo, am aflat distanța, la B am aflat că pe ochiul ăla care ne-a pus probleme, știți, da, așa? Da, da, bun. Da, da. Așa, și pe aceea la 3, problema ta cu piramida, patru lateră regulată. Da, mai înainte a fost cealaltă problemă. Asta cu pătratul, cu drumul de piramida. Piramida. Patru lateră regulată. Patru lateră. Înălțimea piramidei. Regulată. Dreaptă pe paralelul plan, înălțimea piramidei. Dreaptă pe paralelul plan, ca da, trebuie să da. Da. Dreaptă. Perpendiculară. Pe plan. Pe un plan. Îți facea o hotărâță de la B, dreaptă paralelă cu un plan. Așa. Dreaptă. Paralelă cu un plan. Și la ce am demonstrat asta? Că ochiul este perpendiculară pe iată, dreaptă perpendiculară pe un plan. Așa, dreaptă perpendiculară pe un plan. Este prins da, asta. Da, da, da. Construcție ajutătoare. Aici, da. Nu? Da, da, da. Construcție... De ce ajutătoare. Adică apariția lui este în planul acela. PMS companare. Deci apare S-ul ca fiind punctul ce S aparține lui PMM. Și rezolvă treaba. Cam asta a fost. La revedere, vă mulțumim la acțiunea cu Rauhan și vădă că să vă mulțumim în continuare. Deci dați like și share. Și să facă și nu, să se aboneze, să ne facă urmări cu internet.
interes. La revedere!